Tată din ceruri, îți mulțumim pentru încă o ocazie de a ne strânge în casa ta de închinare, pentru a ne hrăni cu pâinea cerului. Te rugăm, Doamne, să înconjori tu acest loc cu prezența îngerilor tăi cei buni, să ne ferești tu de orice influență a celui rău, pentru ca mesajul tău să ajungă la inimile și la mințile noastre. Iar acest mesaj, acest cuvânt, să fie viu și lucrător în viețile noastre, pentru ca noi să fim schimbați și caracterele noastre să devină tot mai mult asemenea caracterului Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim, Tată, pentru că ești atât de bun și de răbdător cu noi și dorim să ne predăm acum în mâinile Tale, prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Așteptăm să vii, azi ne-a
slăvit să fie Dumnezeu! Amin! Aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru această zi de har pe care El a îngăduit să fie trecută în viețile fiecăruia dintre noi și am mai zis în dreptul tău și în dreptul meu, mai lasă-L și ziua aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu totodată și pentru faptul că a avut milă față de familia mea, față de mine personal, băiatul nostru care a avut un cumplit accident de circulație. Dar astăzi, datorită milei lui Dumnezeu față de familia mea și față de el, astăzi el trăiește și așa cum am rugat să pot să-l mai strâng măcar o dată în brațe și să fie conștient de lucrul ăsta, s-a putut întâmpla chiar mai des. Totodată vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu că biserica, adică dumneavoastră, cei de aici și cei din celelalte comunități s-au unit în rugăciune și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească pentru susținerea pe care am simțit-o din partea dumneavoastră. Dumnezeu să fie slăvit că face lucruri minunate și Dumnezeu să vă răsplătească tuturor celor ce ne susțineți în continuare în rugăciune. Să știți că este o mare minune când cineva scapă cu viață după ce a fost izbit violent de o mașină, dar să știți că este mare minune că n-ați fost izbit și dumneavoastră. Înțelegeți ce zic? Și eu. Nu trebuie neapărat să ieși dintr-o lovitură ca să vezi că Dumnezeu te-a ajutat. Poți să te gândești că putea să ți se întâmple și ție și Dumnezeu a zis nu. Dumnezeu a zis nu. Și toate acestea fac parte din lucrarea lui Dumnezeu. Dacă noi am putea vedea ce scrie în agenda vrăjmașului, ne-am îngrozit, dar Dumnezeu spune nu. Până aici. Până aici. În lume sunt multe necazuri și necazul cel mai mare este că oamenii nu mai găsesc plăcere să meargă la biserică. Necazul cel mai mare este că oamenii nu mai găsesc plăcere în ceea ce spune Dumnezeu. Și apostolul Petru, într-una dintre cuvântările sale, adresează bisericii un mesaj scurt, dar provocator, un mesaj care îi încurajează pe oameni să facă altceva decât au făcut până în momentele acelea. În adevăr, dacă după ce am scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne încurcăm iarăși și suntem biruiți de ele, starea de pe urmă va fi chiar mai rea decât cea din tâi. Mesajul acesta, dacă îl veți citi în 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 20, 2 Petru 2 cu 20, veți vedea că spune, într-adevăr, dacă după ce au scăpat și se referă la alții, dar mesajul e pentru mine, e pentru noi, noi cei care am scăpat și încă mai suntem în viață, dacă după ce am scăpat ne încurcăm iarăși cu lucrurile din care Dumnezeu ne-a scăpat, Mântuitorul nostru ne-a scăpat, lucrurile devin chiar mai rele decât au fost înainte de a ne scăpa Dumnezeu. Aud destul de multe voci care cu tristețe spun următorul lucru. Într-o vreme veneam cu plăcere la biserică, de-abia așteptam să ajung. Acum mă plictisesc. O parte dintre cei care sunt pe bănci simt tot timpul nevoia să-și verifice telefonul, să vadă dacă nu cumva au mai primit un mesaj. Pare mai interesant decât... Cu câteva vreme în urmă, un frate de-al nostru, îi protejez numele, ne trebuie doar experiența, vine la mine și îmi spune, Dane, vreau să zic ceva. Spune. Îmi aduc aminte că atunci când eram adolescent, pentru orice problemă mă plecam pe genunchi și nu mă ridicam de pe genunchi până când nu simțeam o pace în inimă, știam că Dumnezeu a preluat problema și problema e rezolvată. Dacă cumva mă ridicam și simțeam că ceva nu e în regulă, mă puneam din nou pe genunchi. Niciodată nu plecam dinaintea lui Dumnezeu, niciodată, până nu știam că problema este în mâinile Lui. Aveam o pace, așa, o liniște sufletească și știam că Dumnezeu a primit problema, Dumnezeu va rezolva problema, nu știam cum, eu plecam la școală, plecam unde aveam eu nevoie, nu mai era nevoie de nimic. Dar astăzi, zice fratele, zice, astăzi nu mai simt la fel. Mă rog, spun rugăciuni, mă ridic și plec, n-am timp, nu-mi vine. Nu-mi vine. Indiferent ce am face noi în viața asta, mergem la biserică, spunem rugăciuni, cântăm, studiem,
câteodată zgâriem textele ca să aflăm mai mult din ceea ce vrea Dumnezeu să ne arate? Cu toate acestea, dacă nu există o întâlnire cu Mântuitorul, totul e degeaba. Primii oameni de pe pământ au primit instrucțiunile lor de la Dumnezeul infinit care a creat lumea. Cei care și-au primit cunoștințele direct de la înțelepciunea infinită nu erau deficienți în cunoaștere. Există multe invenții și îmbunătățiri și mașini care ne ajută acum, pe care anticii nu le aveau. Pasajele acestea sunt scrise în special pentru cei dinainte de potop. Nu aveau nevoie de ele, de aceste aparate. Nu aveau nevoie de hârtie ca să citească. Ei memorau totul. Memoria lor era mult mai bună ca a mea, ca fiecare dintre noi. Nu aveau nevoie de macarale ca să ridice. Probabil că copiii lor se jucau făcând piramide, așa cum copiii noștri cu Lego construiesc în cameră și ne împiedică pe noi să trecem dintr-o cameră în alta. Aveau puteri, aveau intelect, aveau de la prima mână. Spune unul dintre citate că ei erau la un pas de Dumnezeu. Și totuși, acești oameni cu viață lungă aveau minți sănătoase în corpuri sănătoase. Au fost mulți giganți în spiritual gifts. Sunt scrise aceste cuvinte. Au fost mulți giganți, bărbați de mare stăpânire și putere, recunoscuți pentru înțelepciune, pricepuți în inventarea celor mai minunate lucrări. Însă vinovăția lor de a da frâu liber nelegiuirii a fost proporțională cu abilitățile lor mentale. Ei au căutat doar să-și satisfacă dorințele inimilor lor mândre și să se regăsească în scene de plăcere și răutate. Ei au devenit corupți în imaginația lor pentru că l-au lăsat pe Dumnezeu din planurile și consiliile lor. Ei au fost înțelepți să facă ceea ce Dumnezeu nu le-a spus niciodată să facă, înțelepți să facă rău. Domnul a văzut că acest exemplu ar fi dăunător pentru cei care urmau să se nască și l-a luat problema în mână. Timp de 120 de ani le-a trimis avertismente prin slujitorul său Noe, dar ei au folosit probațiunea care le-a fost acordată atât de grațios pentru ridiculizarea lui Noe. L-au caricaturat și l-au criticat. Au râs de el pentru seriozitatea, intensitatea sa deosebită de a crede judecățile pe care a declarat Dumnezeu că le va împlini cu siguranță. Apoi au ținut un carnaval peste cuvintele lui Noe, numindu-l fanatic și nebun. Poligamia a fost practicată la un moment dat, a fost unul dintre păcatele care au adus mânia lui Dumnezeu asupra lumii antideluviene. Era efortul studiat al lui Satana de a perverti instituția căsătoriei, de a-i slăbi obligațiile și de a-i diminua sfințenia, pentru ca în mod sigur să nu poată să dezvăluie chipul lui Dumnezeu în om și să deschidă ușa mizeriei și viciului. Sunt multe pasaje de felul acesta care ne arată că oamenii de dinainte de potop nu erau ca în imaginile pe care le-am văzut pe proiector. Niște bărbați pricăjiți, obosiți, un pic urâți așa la față, care râdeau cu mâneci așa largi și arătau spre corabia lui Noe, unul mai bolnav ca celălalt. Niciuna dintre acestea. Erau giganți, erau oameni mari, erau cu un intelect strălucit. Au inventat lucruri pe care Dumnezeu le-a șters prin potop, pentru că toate acele lucruri n-au adus slavă lui Dumnezeu, ci au mărit mizeria și suferința umană. Dacă cineva dorea să ia una din nevestele, da, nevestele semenului său, nu își punea nicio problemă față de drept sau dreptatea semenului său, îl omora pe loc și spune că au început să mănânce animale, iar mâncarea de carne de animale i-a făcut să devină mai violenți și la un moment dat erau atât de obișnuiți cu sângele animalelor pe care le omorau și le chinuiau, încât au devenit indiferenți față de sângele oamenilor pe care îi ucideau cu propriile lor mâini. În condițiile acestea, putem să tragem o concluzie. Un intelect strălucit, puteri neobișnuite, abilități, talente de a inventa lucruri pe care noi astăzi nici măcar nu putem să ne gândim la ele, o viață lungă, ei trăiau sute de ani. Chiar mă gândeam în ultimele zile că noi pe la 50 de ani, cam pe la 50 de ani se zice că începe omul să priceapă cam cum e cu viața asta. Până atunci crede că le știe pe toate. În general, oamenii care se maturizează, să zicem că pe la 50 de ani, încep să priceapă cam cum e cu lucru. Și când își dau seama câte lucruri i-a învățat Dumnezeu, se gândesc imediat, păi acum și-a trag pe dreapta. Nici bine nu am învățat, că deja nu mai folosesc la nimeni.
pe la 70-80 de ani, cei mai tari rezistă și nu mor de tineri. Ei n-aveau niciuna dintre aceste limitări și totuși au folosit toate aceste abilități, toate aceste daruri și înzestrări pe care le-a dat Dumnezeu pentru ca să facă rău. Și răul a fost atât de mare încât spune, și vă mai citesc un ultim citat, spune că dacă Dumnezeu nu ar fi întrerupt procesul acesta, ar fi fost prăpăd. Dacă ar exista un singur păcat deasupra altora care a cerut distrugerea rasei prin potop, ea a fost crima care a stat la baza amalgamării omului cu animalul, aceasta a zdrobit imaginea lui Dumnezeu și a provocat confuzie peste tot. Dumnezeu intenționa să distrugă printr-o inundație acea rasă puternică, de lungă durată, care și-a corupt căile înaintea lui. Oamenii aceștia au avut o inteligență fantastică, dată de Dumnezeu un scop bun. Au folosit-o într-un scop rău, amalgamând oameni și animale, lucru care a produs confuzie peste tot în univers cu privire la omul care se crea după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi astăzi ne minunăm când vedem câtă mediocritate și câtă înțelegere confuză există în creștinism, în afara creștinismului. Dau două exemple. Dacă te duci prin India și nu numai acolo, peste tot unde oamenii cred în reîncarnare, din păcate și la noi în țară, această teorie, această filozofie a reîncarnării, ce se întâmplă cu omul după ce moare, produce multă confuzie, produce multă suferință și din păcate, oamenii ajung să nu mai poată să fie numiți oameni. A mers un misionar. Ceea ce vă spun acum nu sunt ilustrație, e fapt real. A mers un misionar și s-a întâlnit cu un preot al acelei religii și l-a întrebat, uite, tu mănânci numai orez și acela îl mănânci cu măsură. Spune-mi, ce aștepți după ce o să mori? Că acum și o să mori și tu. Religia ta ce-ți oferă? Și omul zicea, dacă voi fi credincios, până în ultima clipă a vieții mele, ce voi avea onoarea ca trupul să-mi fie ars și cenușa aruncată în Gange. Păi bine, și după aia? Și după aia? Poate, cine știe cum vrea Zeu, mă voi reîncarna în ceva mai bun. Când te duci în India și în țările în care religia aceasta este foarte dezvoltată, mergi cu mașina și la un moment dat se oprește circulația, trece o vacă, se oprește în mijlocul drumului și oamenii se opresc, nici nu știi ce e în mintea lor, te gândești că ei cred că vaca e sfântă. Nu, vaca nu e sfântă. Vaca ar putea să fie mătușa mea care a murit. Poate să fie reîncarnat în ea. Șobolanul ar putea să fie bunicul. Și atunci oamenii stau și se uită și acestea sunt lucruri serioase care se petrec în zilele noastre. Și atunci poți să observi temple cu șobolan de aur, că poate cine știe să fie reîncarnat în... I-am zis eu să nu mai bârfească. I-am spus că nu o să ajungă bine. Și uite acum cine știe ce-o fi? Cine mai știe ce-o fi? S-o fi reîncarnat în vacă sau în șobolan? Eu nu trăiesc în India, n-am nicio treabă cu ei. Ar putea să nici nu-mi pese de lucrul ăsta. Dar mă gândesc acum, oare câtă suferință este a Tatăl nostru Ceresc care privește spre copiii săi, cum se opresc în mijlocul drumului și se uită la o vacă și ce gânduri le trec prin cap? Câtă suferință ar trebui să fie pentru mine ca părinte dacă aș avea un asemenea sau asemenea copii care să se uite pe stradă, să gândească, privind un animal, dacă nu cumva e o rudă care a murit, spiritul ei s-a reîncarnat acolo. În timp ce în țara aceea este o sărăcie lucie, templele sunt foarte bogate. Stau acum și mă gândesc la Apostolul Petru, la cuvintele lui. Toți oamenii au fost răscumpărați de Domnul Iisus Hristos și după potop, Noe, împreună cu fiii, cu nurorile, cu soția lui, au repopulat pământul. Cum s-a ajuns în situația aceasta? Și există un singur răspuns. A existat foarte multă religie, a existat foarte multă filozofie, a existat foarte multă prostie, dar a lipsit un singur lucru. A lipsit Iisus Hristos.
Tot ceea ce se întâmplă astăzi în creștinism și în afara creștinismului, mă refer la lucrurile negative, la lucrurile rele, toate acestea sunt cauzate de faptul că există religie, există filozofie, există teorii, dar nu există Isus. Mă gândesc la un lucru, ca primă concluzie. Am patru concluzii în dimineața aceasta. Prima concluzie este că oricâtă inteligență i-ar da Dumnezeu unui om, dacă ea nu e folosită ca să se întâlnească cu Hristos, e degeaba. Oricâtă putere le-a dat Dumnezeu acelor antediluvieni, oricâte zile le-a dat, că ei nu trăiau 50 de ani, 60, 70 de ani, fericit e cel care ajunge pe la 70 în zilele noastre. Da? Ei trăiau cu sutele de ani, la 100 de ani erau tineri, la 500 de ani cu o memorie perfectă și cu o inteligență remarcabilă și cu o putere ieșită din comun, cu o maestrie și cu dibăcie și cu abilități pe care Dumnezeu le-a dat ca să croiască cele mai frumoase lucruri, ei au croit cele mai nenorocite lucruri. Ce le lipsea lor? Lipsea Hristos din viața lor, în legătura cu ei. Și acum, aducând toate aceste lucruri în vremurile noastre, pentru că eu nu trăiesc nici în India, eu nu trăiesc nici înainte de potop, eu trăiesc în zilele noastre și mă interesează pentru mine ce nu merge, ce ar putea să nu meargă bine în viața mea, de ce aș putea să nu mă simt confortabil să mai vin la biserică, să simt împreună cu ceilalți, să mă bucur când este o predică, de ce trebuie să ajung să mă uit la ceas dacă nu uit cumva deja ora 12 că vreau să mă ducă, trebuie să verific din nou dacă nu mi-a trimis cineva mesaje. De ce? De ce toate aceste lucruri? De ce toate aceste amărăciuni? Pentru că, spune aici Apostolul Petru, în adevăr, Hristos a eliberat pe oameni. I-a eliberat de toate aceste lucruri. Nimeni nu se poate dezvinovăți că el n-a știut. N-a... Dumnezeu a avut grijă să lase o mărturie oricând, în fiecare vreme. Zice, el a dat ploaie și soare și peste cei neprihăniți și peste cei nelegiuiți. Și nu s-a lăsat fără mărturie, chiar le-a dat în inimă bucurie. Bucurie tuturor oamenilor și celor care îl înjură pe Dumnezeu le-a dat. Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Și cu toate acestea, prima concluzie, viața lungă, un intelect remarcabil, abilități deosebite, talente, puteri, toate acestea, dacă n-au fost folosite ca să mențină legătura cu Hristos, și de ce spun Hristos? Pentru că El este singurul care face legătura dintre pământeni și Dumnezeu. Dacă n-a existat acest lucru, a fost jale. Oamenii au ajuns exact în direcția opusă. Ar trebui cumva să mulțumim lui Dumnezeu că nu lasă ca răul să se pervertească și mai mult. Vă dați seama ce ar însemna astăzi un om inteligent să facă rău, care nu moare la 50, 60, 70 de ani, ci moare la 800 de ani. Vă dați seama un dictator cât rău ar putea să facă? Și totuși Dumnezeu a limitat și a zis, dacă într-o viață din aceasta scurtă, omul nu se pocăiește și dacă nu-L primește pe Iisus în inima lui, totul e degeaba. Prima concluzie este că degeaba ai tot ceea ce crezi tu că te-ar favoriza dacă nu e o legătură, o întâlnire cu Dumnezeu. Revin la ceea ce spunea acel frate atunci când m-a chemat deoparte și a zis, Dane, vreau să zic, în adolescență nu mă ridicam de pe genunchi până când nu simțeam pace în inima mea, până când nu simțeam că Dumnezeu a preluat problema. Eram atât de liniștit, indiferent ce mi se întâmpla. Eram foarte liniștit, știam că Tatăl are grijă de mine. Dar astăzi nu mai e așa. Răspunsul pentru oricare întrebare s-ar putea ridica în mintea noastră este același. S-a pierdut legătura cu Hristos. Oamenii pot să spună rugăciuni sau pot să facă din rugăciune întâlnirea lor cu Hristos. Repet, oamenii pot să spună rugăciuni sau pot să facă din rugăciune întâlnirea lor cu Hristos. Rugăciunea nu e un mijloc prin care obțin ce vreau de la Dumnezeu, știu că altcineva nu mi-l poate da și atunci mă rog. Ci acea comuniune pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi, acea comuniune singura care păstrează legătura dintre mine și Hristos, dintre mine și Dumnezeu. Spunea tot acest om inspirat de Dumnezeu, omul în comuniune sfântă cu Dumnezeu nu păcătuiește, nu poate păcătui. Este imposibil ca un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu în momentele următoare să facă prostii. Și un alt frate zilele trecute
se întâlnește cu mine, mă întreabă de Cristian, cum este, i-am povestit că e mult mai bine, mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Și zice, măi frățioare, ce stau așa câteodată și mă gândesc și la voi, mă gândesc și la alții și așa, și vreau să te întreb ceva. Și zice, uite, mă trezesc în fiecare dimineață, 40-45 de minute mă rog. Zice, mă ține până la prânz. Și la prânz îmi vin nervii. Îmi vin nervii și nu mai pot abține. Zice, dar știi ce? Pentru lucruri bune. Colegii mei fac prostii, în loc să fac un lucru bine făcut, fac un lucru rău. Zice, nu mă pot abține. Ce să zic? Probabil din cauza asta se ruga Daniel de 3 ori pe zi. Ca să-l țină pe întreaga zi. Dar eu cred că cel care are comuniune cu Domnul Iisus Hristos, omul acela are pace automat în sufletul lui. Zice, și Hristos este pacea noastră. El vă va păzi inimile ca să nu vi se tulbure și să nu faceți greșeli. O inimă tulburată ia decizii pripite, face lucruri greșite, spune cuvinte după care îi pare rău, face anumite lucruri în viață după care își dă seama că vor veni consecințele și nu e bine. Primul aspect pe care am vrut să vi-l spun în dimineața aceasta este că oricâte lucruri, putere, inteligență, viață lungă, abilități, talente, oricât ne-ar înzestra Dumnezeu, dacă acestea nu sunt folosite pentru a ne întâlni cu Hristos, totul este degeaba. Ba încă din potrivă se transformă în ceva mai rău. Și spunea fratele acesta, zice, de ce? Mă rog, dimineața și ar trebui să fie de ajuns pe întreaga zilă, pe parcursul întregii zile. De ce? Pe la prânz deja nu mai pot. Și nu mai pot, zic, simt că explodez pentru lucruri bune. Poți să spui rugăciuni care n-au niciun rost toată viața, poți să mergi la biserică toată viața, poți să cânți despre Hristos toată viața, dar dacă lucrurile acestea nu le faci pentru a te întâlni cu Hristos, totul este degeaba. Enoch era foarte atent la ceea ce se întâmpla în interiorul lui, la sentimentele sale, și când simțea că datorită nelegiuirilor care se află în lume, datorită oamenilor care veneau și mai probabil că mai ziceau câte o glumă proastă sau temirce și perverteau cuvintele acelea curate pe care el dorea să le audă, ce că se retrăgea imediat din mijlocul lumii și acolo nu spunea rugăciuni, ci acolo se întâlnea cu Hristos. Dacă antediluvienii ar fi făcut lucrul acesta, altfel ar fi arătat soarta lumii în zilele noastre. Și vreau acum să mă îndrept spre partea de final. E atât de frumos, imaginați-vă ce cere Dumnezeu de la noi. Oameni cu puteri și capacități înainte de potop, oameni cu puteri și cu capacități, pot să zic, de dezvoltare nelimitate. Ei puteau merge în sus. Da? Oameni cu abilități, cu intelect, cu talente. Oameni care erau la un pas de Dumnezeu, n-au reușit să facă nimic. Pentru că nu s-au mai întâlnit cu Hristos. Aveau și rugăciunile lor, aveau și știința lor. Știința ar trebui să te aducă mai aproape de Dumnezeu, nu să te ducă mai departe de Dumnezeu. Și astăzi, oameni așa cum suntem noi, oameni amărâți, necăjiți, cu memoria care acum citești, acum ai și uitat ce ai citit, oameni bolnavi, cu o viață nespus de restrânsă, capacități nespus de restrânse, și vezi că Dumnezeu poate să facă prin oamenii ăștia ceea ce n-a făcut, ce n-a putut să facă prin oamenii ceilalți. Și atunci nu poți să zici decât, Doamne, îți mulțumim că Tu prin cel slab arăți ce poți să faci în omenire. Aceasta este cea mai tare mărturie pentru îngeri, pentru lumile necăzute în păcat, că într-un om care e pe moarte, cu 2 picioare în groapă, amărât, bolnav, necăjit, fără memorie, nici nu mai știe ce spune, Dumnezeu poate să lucreze și să facă lucruri fantastice, miraculoase, întoarceri la Dumnezeu. Și n-a făcut prin cei de dinainte de potop. Și un al patrulea lucru. Zilele trecute am văzut o filmare scurtă în care
cineva din poporul lui Dumnezeu, din poporul evreu, făcea o declarație. Religia noastră este atât de puternică, nu vom renunța niciodată la ea și vom aștepta să vină Iisus Hristos. Sunt cei care nu cred că Iisus Hristos, care a venit acum 2000 de ani, este Mântuitorul. Ei încă îl așteaptă să vină. Acela a fost doar un învățător. Așteaptă încă să vină. Și mă uitam la acel om și știam dintotdeauna că poporul evreu a fost înzestrat de Dumnezeu cu niște însușiri speciale, cu o inteligență specială, cu capacități speciale, cu daruri de a face afaceri, de a face multe lucruri deosebite, de altfel. Și mă gândeam, oare ce îl face pe un om care e născut sânge din sânge, din sânge de evreu, să facă asemenea declarații și să-l scoată pe Hristos din religie și din viața lui și să spună, eu cu religia asta voi muri, nu vreau să aud altceva, nu vreau să cunosc altceva. Pentru că orice avea în lumea asta, dacă nu folosești acel lucru pentru a te întâlni cu Hristos, este degeaba, chiar dacă ai fi din poporul ales de Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să mă ajute pe mine, să ajute familia mea, să vă ajute pe dumneavoastră, ca toate lucrurile pe care ni le-a dat în harul său, această zi, de exemplu, să fie folosită așa cum trebuie. Dacă astăzi vom cânta la final, să cântăm făcând din cântare întâlnirea noastră cu Hristos. Nu cântăm ca să sune bine, ci cântăm ca să ne întâlnim cu Hristos. Dacă plecând de aici ne vom întâlni cu cineva, discuțiile pe care le avem să fie pentru ca să-L aducem și pe Hristos mai aproape de oamenii aceia. Oamenii aceia să se întâlnească cu Hristos. Restul sunt religii, teorii, filozofii. Tu mergi la biserică? Nu, eu merg. Tu ai întârziat vreodată? Da, eu nu. Tu ai făcut școala de sabat? Nu, eu da. Și ce folos? Și fiecare lucru pe care îl vom face de astăzi înainte, să ne ajute Dumnezeu să fie făcut sub lumina aceasta. Tot ceea ce faci, fă ca să te întâlnești cu Hristos. Pentru că dacă faci orice lucru în viața asta și nu te-ai întâlnit cu Hristos, e degeaba. Un accident de circulație te poate face să te întâlnești cu Hristos sau nu. Deschiderea Sfintei Scripturi te poate face să te întâlnești cu Hristos sau nu. Spunerea rugăciunilor te poate face să te întâlnești cu Hristos sau nu. Singura problemă pe care o văd și care poate fi rezolvată foarte simplu și pe care ne-o cere Dumnezeu fiecăruia dintre noi este că odată ce ne-a scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, vedeți, prin asta ne-a scăpat pe noi, prin faptul că L-am cunoscut pe Hristos, ne dăm seama că nu ne mai trebuie nimic altceva. Spunea unul dintre apostoli, zice, nu vreau să știu altceva decât pe Iisus Hristos. De ce pe El? Pentru că dacă El lipsește, poate să fie rostit în predici de dimineața până seara, dar dacă lipsește întâlnirea omului cu Hristos, dacă predica aceea nu ne-a făcut să ne întâlnim cu Hristos, să fim mai aproape, să ne dorim să fim mai aproape de El, a fost ceva frumos, genial. Ai auzit ce a scos predicatorul ăla? Faină predică. Și nu s-a pocăit nimeni. Și toți sunt pierduți. Și așa să mă ajute Dumnezeu și să ne ajute pe fiecare ca lucrurile pe care le facem în viața aceasta, pe care le facem așa cum zice Dumnezeu, împlinirea legii pe care Dumnezeu a lăsat-o în acele 10 porunci pe care noi o declarăm în fața lumii că sunt încă valabile, toate acestea să aibă la bază faptul că eu vreau să mă întâlnesc cu Hristos. Eu nu fac lucrurile pentru că n-am încotro, nu fac lucrurile pentru că așa trebuie, nu fac lucrurile pentru că dacă nu le fac n-o să am parte de cer, ci din fiecare lucru pe care îl fac caut să mă întâlnesc cu Hristos. Și de azi înainte, în fiecare dimineață când mă trezesc sau în fiecare noapte când nu pot să dorm, fac din timpul acela o întâlnire cu Hristos, nu spunerea de rugăciuni. E ciudat și e foarte, foarte trist, din păcate, că diavolul a reușit să devieze cursul creștinismului și cursul lumii întregi, făcând-o să facă lucruri chiar pe care le-a zis Dumnezeu să le facă, dar să lipsească întâlnirea cu Hristos din fiecare lucru. Dacă El reușește să facă lucrul ăla, și-a atins scopul. Fă orice lucru bun din lumea asta, dar să lipsească întâlnirea ta cu Hristos.
Aș vrea să vă mai citesc un singur pasaj de încurajare din Soli pentru tineret. În timp ce suntem angajați în lucrarea noastră zilnică, ar trebui să ne înălțăm sufletul către cer în rugăciune. Aceste cereri tăcute se vor înălța ca fumul de tămâie înaintea tronului Harului, iar dușmanul va fi pus în încurcătură. Creștinul, a cărui inimă este îndreptată în felul acesta spre Dumnezeu, nu poate să fie biruit. Niciun rău nu poate să-i distrugă pacea. Toate făgăduințele din cuvântul lui Dumnezeu, toată puterea Harului Divin, toate resursele lui Dumnezeu sunt promise pentru asigurarea eliberării lui. Astfel s-a întâmplat când Enoch a umblat cu Dumnezeu. Dumnezeu a fost cu el un ajutor prezent în vreme de nevoie. Cineva spunea că Dumnezeu într-o zi, uitându-se la Enoch, a văzut că Enoch este mai aproape de casa lui Dumnezeu decât propria lui casă. Și la un moment dat a zis: Enoch, hai acasă. Așteptăm și noi momentul acesta în care Domnul Iisus Hristos va veni și va spune: haideți acasă. S-a sfârșit cu necazul, cu lupta. Haideți acasă. Și atunci va conta un singur lucru. Dacă Domnul Iisus Hristos spune: pe acesta îl cunosc, se întâlnea zilnic cu mine. Nu acesta făcea lucruri bune. Pe acesta îl cunosc. Și spune un profet al lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, zice că în vremurile noastre cineva cu o călimară la brâu trece prin mijlocul mulțimii și fără să-l vadă nimeni face câte un semn pe fruntea celor care se întâlnesc cu Hristos. În rugăciune, în cântare, în studiu Bibliei, în meditație la lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut, în viața de la servici, peste tot unde merg. Și oamenii aceștia suspină literalmente pentru nelegiurile care se întâmplă în lume, în jurul lor, și doresc să vină odată Iisus. Aceștia sunt oamenii pe care dorește Dumnezeu să-i aibă în ultimele zile. Oameni slabi, cu defecte, amărâți, necăjiți, cu probleme de sănătate, cu limitări din punct de vedere al numărului anilor pe care îl trăiesc, al numărului anilor pe care îl trăiesc, dar cu toate acestea oameni care se întâlnesc în fiecare zi cu Hristos, pentru că El este Cel căruia Dumnezeu i-a supus toate. Până să ajungă cineva la Tatăl, trebuie să se întâlnească și să fie cunoscut de către Hristos și să-L cunoască pe Hristos. Așa să mă ajute Dumnezeu pe mine, așa să te ajute Dumnezeu pe dumneata, să ai o astfel de viață și tot ceea ce va decurge din lucrurile pe care noi le facem, așa cum zice Dumnezeu în fiecare zi, toate lucrurile pe care le facem, să aibă la bază motivația de a ne întâlni cu Hristos. Și cum spune Sfânta Scriptură, zice, toți îngerii lui să-i se închine, pentru că toate lucrurile i-au fost date lui și judecata i-a fost dată lui Hristos, iar Tatăl din cer se uită foarte atent să vadă care este atitudinea omului față de Fiul Său. Mă rog ca Dumnezeu să mă ajute și în continuare să-mi dea înțelepciune zilnic, mă rog să-mi dea înțelepciune, pentru că lucrurile devin atât de complicate și poți să iei câte o decizie atât de greșită în fiecare zi încât lucrurile să o ia spre o direcție rea și direcția rea. Și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea înțelepciune mie, familiei mele, să-mi dea Duhul Său cel Sfânt și să mă ajute ca fiecare lucru pe care îl fac să constituie o întâlnire a mea cu Hristos. Așa să te ajute și pe dumneata și pe mine. Amin. Thank you.
Serviciu divin cu imnul de la numărul 457. Venim înaintea ta să-ți mulțumim pentru că tu ai fost cu noi până în prezent. Îți mulțumim pentru binecuvântările revărsate asupra noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai făcut posibilă întâlnirea noastră aici, în acest sabat de închinare. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul ascultat. Fă Tu, Doamne, să fie roditor în inima și în sufletul nostru și fă-ne Tu, Doamne, ca plecând de aici să arătăm că suntem niște exemple vii și că trăim după voia Ta. Ajută-ne Tu, Doamne, să vestim cât mai mult Evanghelia și să spunem cât mai mult despre Tine, pentru că timpul este pe sfârșit. Și fă-ne Tu cu adevărat credincioși ai Tăi. Fii Tu acum în mod special și cu copilul acestui frate. Vindecă-l Tu, Doamne, Tu știi nevoile lui și fă-l Tu, Doamne, să ajungă din nou cum a fost înainte. Binecuvântează-i Tu și familia, ajută-i Tu, Doamne, să fie puternici și să îi arate lui că nu se lasă doborâți de această suferință și pentru că Tu ai îngăduit, poate, ca să le arăți, Doamne, cât sunt ei de păcătoși și Tu să le poți ridica prin aceasta și asta să le fie o lecție și o încercare prin care ei să poată să fie și să ajungă mântuiți.
Fii Tu și cu noi, cu fiecare în parte. Binecuvântează-ne Tu, Doamne, și în această pauză în care vom intra și așteptăm, Doamne, ca vorbirea și purtarea noastră să fie aleasă și să dăm dovadă că este o zi sfântă. Fii Tu cu noi în continuare. Te-am lăudat toate acestea în numele Lui Iisus. Amin. Amin.